trăiască. Sunt falimentar. Nu pot să trăiesc curat. Nu pot să trăiesc cinstit. Nu pot să trăiesc iubind. Nu sunt în stare, Doamne Iisuse. Sunt falimentar, mă predau. Mă predau. Intră în viața mea. Schimbă-mă Tu. Nu mă descurc. Ce chin este viața pe pământ fără Dumnezeu, fără Domnul Iisus. Ce chin. Ce monstruozități sunt în noi. Ce atitudini, ce gânduri, ce mândrie, ce orgoliu. Iertați-mi expresia, ce prostie, ce nebunie. Când stai în lumina Lui, când stai în prezența Lui. Avem probleme cu prezentul. Dar așa cum, că nu vreau să spun lucrurile acestea, dar s-au legat așa un pic. Avem probleme cu viitorul. Avem probleme cu viitorul. Suntem acum aici. Ieri am fost la o mormântare, dar cel care a plecat era credincios. 61 de ani. A plecat de la adunare, a făcut un pic de curățenie, a mers 500 de metri, a căzut jos și a plecat. Ce a fost? Inima. Dintr-o dată! Nu suntem stăpâni pe viața noastră. Avem probleme cu viitorul. Unde ne vom petrece veșnicia? Ce treabă serioasă! De aceea o expresie a Scripturii spune: izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt gata să fie înjunghiați. Este o expresie din Proverbe. Cum, ăsta e pericolul? Da. Pierduți pentru totdeauna. Avem probleme cu viitorul nostru. Aș vrea acum istoric să spunem repede, privind în viitor, el se uită înainte și vede. Ce vede? Că în anul 70, Titus, generalul roman, înconjoară Ierusalimul, face șanțuri, pune berbecii, lovește zidurile, cad zidurile, intră înăuntru, distruge tot, rade templu, îi crucifică pe oameni și toți evreii sunt răspândiți în toată lumea. Este ceea ce vede el peste 30 de ani. Lucrurile se petreceau prin anii 30, când a fost răstignit Domnul Iisus. Nu se știe exact anul 29, 30, 31 și e bine că nu se știe exact, că oamenii sunt cu socoteli, doar socoteli omenești. Și în anul 70, deci peste 40 de ani, se întâmpla ceea ce Domnul Iisus profețește aici, ceea ce am citit noi. Vor veni zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri. Te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul. Pe tine și copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Aceasta s-a întâmplat. Asta, ce am citit noi acum era o profeție. El vede înainte și văzând înainte începe să plângă pentru poporul lui. Se uită înainte și mă vede la judecată, poate la judecata de apoi. Mă vede în chinurile focului veșnic și începe să plângă. De ce plângi, Doamne Iisuse? Zice, te văd. Cum mă vezi? Te văd pierdut. Te văd deja la judecată. Te văd deja spunându-ți: du-te de la mine, blestematule, în focul cel veșnic, groaznic. El vede. Cât vede? El vede departe. Cât de departe? Unde noi nu putem vedea. De asta ne-am strâns ca să-L întrebăm: ce vezi, Doamne Iisuse? Păi zice, așa te văd dacă nu te pocăiești. Dacă nu te pocăiești, așa te văd. Așa mă vezi! Dar zice, crede-mă pe mine, așa te văd. Cum mă vezi, Doamne Iisuse, pe mine? Fiecare cum ne cheamă. Explicația este aceasta. N-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. A fost 3 ani și jumătate și a bătut drumurile din Galileea, în Iudeea,
la Ierusalim. Odată la Ierusalim s-a ridicat așa în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. N-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Nu ți-ai dat seama, n-ai fost atent. Ai fost indiferent, ai fost ignorant, ai fost nepăsătoare. N-ai cunoscut vremea. Am venit la ușa ta. Am bătut la ușa vieții tale. Atunci când erai pe un pat de spital, tu ai zis că ești cu ficatul. Da, zice, dar dincolo de ficat, bătusem eu la ușă. Mă apropiasem eu de tine. În împrejurarea în care nu mai aveai ce-ți trebuie, sau în necazul cutare, sau în binecuvântarea cutare, mă apropiasem eu. Nu ți-ai dat seama? N-ai înțeles că eu eram cel care îți vorbea, cel care te iubea, cel care te vroia. Este o tragedie să nu cunoști vremea când ești cercetat sau cercetată. Cum se spune astăzi, să pierzi ocazia. Dar atenție! Atunci, pentru poporul acesta, în ziua aceea memorabilă, s-a strigat pe toate ulițele, s-a strigat la Ierusalim, peste tot, Mesia, împăratul. Pentru ei asta era ceva ca o descoperire dumnezeiască. Ei îl așteptau pe Mesia. Era pentru ei. Trebuiau toți să dea năvala. A venit Mesia. De când îl așteptăm? Toți îl așteptau. Dar repet, și așa cum s-a spus, nu fac decât să accentuez. Ei vroiau un Mesia care se scape de romani. Sigur că îi scăpa și de romani, care să le dea pâine. Sigur că le dădea și pâine. Dar Mesia aceasta venise nu pentru romani și nu pentru pâinea lor, ci Mesia acesta venise pentru sufletele lor. Cât de mult aș dori pentru mine și pentru noi toți să știm că rostul lui este pentru inimile noastre. Rostul lui este pentru viețile noastre. Atenție! Rostul lui este ca să ne schimbe pe noi pentru slava lui. Noi ne gândim în primul rând la noi. Aș îndrăzni să spun, prima prioritate a mântuirii este aceasta: ca omul să-l slăvească pe Dumnezeu. Mântuirea sau folosul ei nu este în primul rând pentru mine. Noi suntem egoiști. El a venit ca să ne schimbe viața, ca noi să fim în stare să-L lăudăm pe El, să ne închinăm Lui, să spunem: de acum viața mea, Doamne Iisuse, este a Ta. Privind spre acest cuvânt, n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Dumnezeu în îndurarea Lui cercetează. Ce cercetează? Viețile noastre, inimile noastre, gândurile noastre, vorbele noastre, faptele noastre, se apropie de noi. Avem nevoie de cercetare? Da. Nu ne putem cerceta singuri? Nu putem. Suntem așa de păcătoși, suntem așa de neînstare, încât este nevoie de cineva din afară, e nevoie